Spuneam despre Corina că este unul dintre primii artiști care a fost alături de noi în dezvoltarea proiectului. Ne-a ajutat cu lucrări inspirate din opera eminesciană. Majoritatea sunt nuduri. Colecția pe care o avem aici este formată din nuduri. Doar două lucrări momentan inspirate din astronomie, piramida de pe Marte și primul om care a pășit pe Lună. Îi mulțumim Corinei pentru implicarea și dedicarea alături de noi în acest proiect. Sperăm să facem lucruri frumoase împreună. Vă mulțumim și dumneavoastră pentru prezență și pentru susținere. Să mergem mai departe și să ne bucurăm de această seară frumoasă împreună cu artiștii care sunt alături de noi și cu lucrările pe care le avem aici. Sper că le-ați admirat și că v-au plăcut dintre ele. Deci sunt de vânzare sau? Sigur că da. Ar fi cumpărat. Sigur că da, dar în legătură cu asta, direct cu artiștii vorbim. Dacă mai vrea Corina să ne spună câteva cuvinte în plus despre lucrările pe care le avem expuse aici. Pentru a marca ziua de 24 februarie, ziua Dracobetului, sărbătoarea străveche a iubirii pe care am moștenit-o de la strămoșii noștri daci și de toate neamurile tracice, am adus lucrări despre iubire, nuduri și picturi prin care am surprins chiar ideea de iubire. Afrodita, dând viață statuii Galatea, statuia de care sculptorul Pygmalion s-a îndrăgostit, este o legendă care mă reprezintă oarecum și pe mine, deoarece și eu sunt îndrăgostită de arta mea. Aceasta este muza mea. Eu împictez mereu muza prin creațiile mele pe care... Am multe lucrări prin care mi-am pictat muza. I-am dat formă, i-am dat culoare. Iar aici sunt doar o mică parte din tablourile mele cu și despre iubire. Deoarece astăzi este ziua iubirii. Sărbătorită de mii de ani pe acest teritoriu, care a fost populat în trecut de getodaci și de alte neamuri tragice, iar acum de români. Și ducem mai departe tradiția astăzi de Dragobete. Mulțumim, Corina, pentru dacă pe care ești pentru proiectul nostru.